Incidentul s-a petrecut în mallul din Constanța puțin după ora 21, pentru că era aproape de ora închiderii, puțini clienți mai erau în incintă. O tânără de 25 de ani a avut însă ghinionul să se afle la cumpărături în magazin când o parte din tavanul de rigips s-a prăbușit. Am fost solicitați într-un mall în localitatea Constanța pentru o pacientă de sex feminin de 25 de ani care prezenta un traumatism la membru inferior. A fost transportată la Spitalul Județean pentru investigații suplimentare. Ceilalți clienți aflați în mall s-au panicat și au părăsit incinta. It's danger for the people. Many people came here to chill, to buy something with their children who actually can't help themselves. I'm asking kindly to the administration of the mall to take care of it. Anul trecut, în același mall, o altă bucată din plafon s-a prăbușit, însă atunci nimeni nu a fost rănit.